Domnule Dragoș Tudorache, înregistrăm pe 1 decembrie. Cum este acest 1 decembrie pentru dumneavoastră? În primul rând, la mulți ani și dumneavoastră și celor care vor urmări această discuție. Este un pic altfel pentru că odată sunt la Bruxelles, nu am reușit să vin astăzi în România, abia mâine ajung. Și oricât am încercat aici să dăm un oarecare fast sau oarecare simbolistic acestei zile, nu mai dificil decât atunci când ești acasă printre ai tăi. Și doi, pentru că în continuare e un an greu, așa cum a fost și cel de anul trecut, un an în care, pe de-o parte, vrei să sărbătorești pentru că e un motiv de sărbătoare pentru noi și, pe de altă parte, te uiți la ce se întâmplă în jur cu cei care suferă pentru că au pierdut pe cineva drag în această pandemie, la cei care suferă pentru că urmează o iarnă grea și, în general, la o atmosferă nu foarte fastă, nu foarte fericită pe care o avem în jurul nostru și din cauza noastră a politicienilor și a ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni. Deci, ca de obicei aproape cu noi românii, un ochi râde, unul plânge. Ați spus ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni și, având în vedere că sunteți unul dintre cei mai raționali și mai lucizi politicieni de pe scena politică actuală românească, ce s-a întâmplat, domnule Tudorache, în ultimele luni, de fapt? E o discuție foarte lungă, cumva să facem acum un fel de... Istoric, ca fenomen ce s-a întâmplat. Da, istoric știm factual ce s-a întâmplat. Exact, inclusiv ca fenomen, pentru că a fost destul de complex această criză. Pentru că a pornit cumva dintr-un loc, a ajuns în altul și cumva și parcursul a scos la iveală unele chestiuni structurale care existau. Dar cumva perspectiva pe care acum o putem lua uitându-ne la întreaga desfășurare a crizei ne scoate niște elemente mult mai clare acum. Și aș începe cu ceea ce o simțeam, dar nu credeam că e atât de relevantă în schema de decizie a PNL-ului și a președintelui, și anume această, i-aș spune, chestiune de compatibilitate structurală între cele două agende și între cele două moduri de lucru. Bun, știam că pornim din locuri diferite ca proiecte politice, PNL-ul și USR Plus-ul, știam cumva că avem în mare parte agende diferite și că înțelegem cumva nevoia de reformă în mod diferit, dar am sperat în decembrie anul trecut, uitându-ne și la mesajele pe care le-au dat în campanie, că PNL-ul era pregătit cumva să întoarcă pagina și să-și asume cât se poate de curajos un parcurs alături de noi prin care în 4 ani de zile să modernizăm ceea ce nu s-a modernizat în de 30 de ani. O ambiție foarte mare, în mod evident, dar măcar dacă reușeam să începem, și ăsta era interesul nostru, să începem aceste reforme, să dăm drumul la tot ce am spus la început, la depolitizare, la reforma administrației, la reforma justiției, deci toate cele, la reforma sistemului electoral, deci toate cele chestiuni mari, șantiere mari, structurale, pentru care vreau să întoarcem statul cumva către cetățean. Și în fine, cumva simțeam, repet, că va exista o dificultate de parcurs, pentru că porneam istoric din momente diferite, însă nu credeam că e atât de adâncă această incompatibilitate și ea s-a dovedit pe parcursul celor 10 luni de guvernare împreună că se lovește constant de niște blocaje pe care credeam că Florin Câțu, ca un om care nu mai fusese implicat până atunci, să spun, în politica mare, de aceea l-am și preferat domnului Orban, la început și să fie foarte limpede. Noi, USR Plus-ul, am făcut ca dumnealui să fie premier în decembrie anul trecut. Am sperat că Florin Câțu, pentru că declarativ o făcea, ar fi fost și el un factor de stimare la PNL. Ne-am înșelat. Ne-am înșelat pentru că istoria acestor luni a demonstrat că odată Florin Câțu nu era persoana capabilă să facă acest lucru. Nu-și dorea. Nu-și dorea, în primul rând, și doi, era și o chestiune structurală de comportament, de personalitate, care, cum spun, a început să iasă la iveală mult mai clar în ultimele luni de guvernare. Și exista și această chestiune fundamentală, cred eu, a unei ruperi de coerență în logica la Cotroceni.
Noi am mizat întotdeauna, inclusiv acum, în momentul declanșării crizei, la final de august, în acel moment de tensiune, în guvern, am mizat că la Cotroceni se dorește totuși, se dorește această agendă de reformă. Și că, de dragul acestei agende de reforme, președintele își va îndeplini rolul său constituțional și va încerca, cu toate eforturile pe care un președinte, respectându-și atribuțiile, le poate depune, va încerca să țină această coaliție împreună. Din nou, am mizat, se pare, pe ceva ce nu exista la Cotroceni și am ajuns aici. Și doi, deci dincolo de aceste chestiuni structurale, de fond, doi, a existat o citire total diferită a celuilalt, cumva. Eu sunt convins că PNL-ul a considerat că noi vom ceda, că ok, ne supărăm pe faptul că Stelianul a fost scos din guvern cu forța, ne supărăm pe faptul că au trecut cu forța un PNDL care nu fusese agreat și pentru care avusesem o secvență agreată înainte, în coaliție care n-a fost respectată, că ne va trece și că, ok, în câteva zile, într-o săptămână, așa cum s-a întâmplat și în primăvară în timpul crizei la Voiculescu, vom fi noi cei, să spun, înțelepți care se întorc la masă. Și nu că nu am fost înțelepți, dar pentru noi a fost o chestiune de consecvență sau de inconsecvență majoră dacă am fi renunțat odată la chestiunea de principiu a modului în care coaliția funcționa și, doi, la o chestiune de fond majoră pentru noi, și anume modul în care ne asumăm niște reformuri. Pentru că căderea sau demiterea lui Stelianul reprezenta ceva. Reprezenta, practic, un abandon atât pentru proiectul SIJ, un abandon pentru reforma justiției. Nu vorbim de persoana domnului Stelianul, ci de simbolul Ministerului Justiției în această ecuație și agende pe care Ministerul o are. De altă parte, puteți considera că a fost un plan? N-aș merge până acolo, încât să spun că a existat o premeditare în toată această desfășurare de evenimente. Nu. Eu cred că începutul a fost, repet, acum, dacă ne uităm înapoi, probabil cu proiecții diferite dintr-o parte și din cealaltă. Ei au zis, lasă că, ok, vine acum la momentul de început de guvernare cu ambiții mari, da, o să se mai calmeze pe parcurs, o să le mai fluturăm un post pe aici, pe acolo, o să le mai dăm una alta și o să fie mulțumiți, pentru că așa funcționa politica. Și din păcate acum așa începe din nou să funcționeze în această guvernare. Așa a funcționat politica între ei până acum. N-a contat că era PSD, că era PNL, că era UDMR, se supărau la televizor unii pe alții, se mai supărau în Parlament unii pe alții, după care se întâlneau își turnau un pahar de apă, beau o cafea și își dădeau unul altuia ceva și atunci orice criză se rezolva și eu considerat că ok, acum dacă m-am intrat și noi în politică ne vom plia și noi pe acest model. Și sunt convins că ei la început de drum au fost convinși că vor reuși cu noi prin aceleași metode pe care ei le cunoșteau să funcționeze așa. Am simțit-o și în plan local, cu în localitățile în care avem fie primar, fie consilier, și am simțit exact aceeași logică de negociere și de funcționare era încercat acolo și am simțit-o, bineînțeles, și în discuțiile din coaliție. Ați spus că a fost o greșeală de evaluare, ați asumat greșeala noastră dumneavoastră ca partid de evaluare a lui Florin Câțu, dar n-ați evaluat și dumneavoastră greșit capacitatea lor de a se întoarce la PSD? V-a trecut prin cap că se va întâmpla lucrul ăsta? Și dacă v-a trecut, bineînțeles că atunci când am, la început de septembrie, când am intrat în această criză, ne-am făcut și noi, bineînțeles, ca orice jucător serios într-un astfel de joc politic, ne-am făcut analiza și am pus toate scenariile pe masă. Bineînțeles că scenariul unei întoarcere a PNL-ului la PSD era pe masă, era unul din scenarii. Însă, vă recunosc că nu am crezut că președintele va merge până la capăt într-un astfel de scenariu. Deci este ceea ce vă spuneam mai devreme,
lucruri pe care cumva le simțeam, însă noi am mizat, bun, putem fi acuzați, am mizat greșit și acum istoria ne-a dovedit că am mizat greșit, dar am mizat pe faptul că la Cotroceni o astfel de soluție nu va trece, nu va ține. Și doi, am mizat un lucru, am mizat că și PNL-ul, lăsându-l pe Câțu deoparte, da? Câțu ar fi fost dispus să dea orice, să vândă orice, oricui, numai să îi se întâmple ceea ce până la urmă nici măcar nu s-a întâmplat. Asta este ironia sorții. N-avea cum să-i se întâmple. Asta era evident și am încercat să-i spunem de la bun început pe toate canalele posibile. Însă am ajuns practic în această situație tocmai pentru că dumnealui a refuzat să înțeleagă că el nu mai poate fi premier. Și a renunțat la colaborarea cu noi crezând că poate scoate chestiunea asta de la PSD. Nici măcar de acolo n-a mai scos de la prea să se mai întoarcă. Și să fie limpede. Am mai văzut comentarii de la domnul Bogdan și de la alții că noi am fi refuzat în a doua încercare de negociere, am fi refuzat să discutăm și... Nu, nu e adevărat. Noi am fost, aș spune, poate mai mult decât trebuia la un moment dat. Ne-am arătat disponibilitatea de a continua să negociem și de a găsi soluții pentru coaliție. Singura noastră condiție din prima zi, de la 1 septembrie, și până în ultima zi a fost aceeași, deci noi suntem, cred eu, singurii care nu ne-am schimbat poziția de la început până la final. Orice altceva era pe masă pentru discuție, însă postul de premier pentru Câțu nu era. Dar, repet, domnul Câțu a împins lucrurile până acolo și iată unde am ajuns. Ați spus că ați mizat pe președinte, practic, da. Dar ați mizat poate că într-un fel ușor contradictoriu. Adică dacă miza dumneavoastră era înțelepciunea, echilibru, bunăvoința președintelui, nu față de dumneavoastră, ci bunăvoința față de un principiu și de o continuitate, nu știu, vi se părea cea mai bună strategie ca din prima zi a crizei să-i trageți un pumn în figură prin Stelian Ion, să-i spuneți că a declanșat criza ca să pună mâna pe procurori să îngenuncheze justiția? Adică a fost o bună tehnică de a rămâne în legătură și în continuitate cu președintele? Bun, acum, aceea a fost o declarație a domnului Ion. Eu nu cred că, sau cel puțin sper că președintele României nu-și formează pozițiile politice din rolul pe care îl are după declarația unui politician sau al altuia. A fost foarte rostogolită moment... și a devenit aproape pentru susținătorii USR și ai domnului Ion, a devenit o certitudine care, sigur că președintelui, nu știu dacă i-a picat foarte bine. Da, să vă spun sincer, eu cred că mai degrabă a rostogolit presa și nu vreau să dau vina, doamne ferește, pe presă. Nu, presa a făcut ceea ce e firea să facă. A purat o știre și a dat-o mai departe. Să știți că în partid, cel puțin în acele prime zile, aceasta nu a fost o teză, să spun, care să ia amploare sau să devină un pilon important al posibilării partidului. Nu. Domnul Ion, în acele prime zile, pur și simplu s-a uitat la poza momentului, încercând să înțeleagă ce se întâmpla în acele zile care ar fi putut să determine decizia de a fi revocat. Și nu poți să nu te uiți la acea poză a momentului și să vezi că în acele zile tocmai avea loc ultima fază sau fazele finale în nominalizările de procuror, pe lângă faptul că PNDL și istoria legată de PNDL. Deci dumnealui a constatat ceea ce se întâmpla și poate a speculat în acel moment care a fost să fie mizele inclusiv pentru președinte, dar repet, eu nu cred că, și aici sunt convins de asta, eu nu cred că supărarea președintelui sau că modul în care domnia sa s-a poziționat în această criză a fost determinat de acea poziție a domnului Ion sau de declarația asta. Eu cred că era o chestiune mult mai adâncă de atât. Nu credeți sau chiar știți? Adică vă bazați pe niște informații, pe niște comunicări? Nu, este convingerea mea. Bun. Here you are. Aici suntem, aici am ajuns. Dați vreo șansă actualei coaliții, care este foarte largă, are acest avantaj al majorității zdrobitoare, practic, să facă ceva bun? Păi, voi spune ceva ce am mai spus în spațiul public, a spus-o și Dacian Ciolo și, dacă nu mă înșel, chiar și dumneavoastră ați spus-o într-o analiză recentă.
Și anume că acest guvern este, de fapt, guvernul PNRR. Chiar putem să-l numim așa. Este guvernul PNR-PSD-UDMR, dar mai putem să mai spunem și guvernul PNRR. De ce? Pentru că acest PNRR are în el, în mod organic, în mod structural, așa a fost el definit, spre deosebire de orice alt instrument de finanțare UE, el are niște condiționări foarte, foarte strânse între proiectele pe care le finanțează PNR-ul și agenda de reformă pe care ne-am asumat-o ca stat. Și aici, indiferent cine este la guvernare, dacă are abilitatea sau nu de a face aceste reforme și de a implementa aceste proiecte, asta este altă discuție, însă oportunitatea, decizia de oportunitate le fac sau nu le fac, nu are acest guvern. Decât dacă vrea să rateze complet acest program. Și cred că ar fi o eroare istorică majoră pentru, și pentru PNV și pentru PSD și pentru UDMR, ca să nu mai spun că ar fi o ratare majoră pentru țară. Și un cost politic uriaș pentru ei, electoral. Și un cost politic uriaș. De aceea, dacă mă întrebați ce șanse are această guvernare, nu are, de fapt, opțiunea decât de a încerca cu competențele pe care le au sau nu le au, vom vedea în lunile care vin, dar nu e o chestiune de if, da? Ei trebuie, acele reforme trebuie îndeplinite. Dacă nu se îndeplinesc, nu vin bani. Că sunt, că e vorba de administrație, că e vorba de pensii, că e vorba de infrastructură. Deci absolut tot ce este în PNR este condiționat de un proiect legislativ, de o reformă pe care guvernarea și majoritatea parlamentară trebuie să le asume. Și atunci, eu am această așteptare de la guvern că se va ține de această agendă a PNRR-ului, că vor face, și la fel, termenele sunt foarte stricte acolo și sunt foarte strânse. Deci, cum să spun, dovada dacă această analiză este bună sau nu va veni foarte repede. Pentru că deja primii pași pentru acele reforme trebuie luați deja din primele luni. Deci, din această perspectivă, așteptarea este să se țină de PNRR și vă spun sincer, dacă reușesc măcar atât, deci dacă în următorii trei ani, cât mai sunt, dacă reușesc măcar atât să se țină de agenda de PNRR și pentru România va fi un lucru bun, un lucru rezonabil. Pentru dumneavoastră ca partid, însă, n-ar fi un lucru bun, pentru că dumneavoastră nu puteți, sunteți dependenți politic de eșecurile lor, practic, nu? Nu vă avantajează succesul actualei guvernări. Și da și nu. Eu cred că și pentru noi a venit timpul să facem acel pas către altceva. Și eu cred că și din ceea ce am declarat public ca partid în aceste săptămâni și faptul că ne-am asumat nu doar o poziție, să spun, să ne opunem la absolut tot ce spune guvernul și la absolut tot ce face majoritatea parlamentară, nu mai suntem un partid antisistem, așa cum am fost, să spun, percepuți și am acționat în primii ani și era firesc, eram o nouă forță politică care încerca să-și facă un loc pe scenă. Acum avem acest loc pe scenă, suntem la acest moment principalul partid de opoziție și cred că și asta vine cu responsabilitatea pentru noi de a înțelege că în anii care vin noi trebuie să continuăm să convingem electorat nou prin ceea ce facem, chiar dacă e mai greu când ești la guvernare să faci lucruri, dar există în continuare o opțiune parlamentară prin care putem să încercăm să ducem niște proiecte în Parlament. Dacă vom convinge majoritatea să le susțină sau nu, asta va ține de modul în care va funcționa dinamica în Parlament, dar măcar noi trebuie să demonstrăm electoratului că avem capacitatea de a pune astfel de proiecte pe masă. Și bineînțeles că e și o chestiune de poziționare și de felul în care vom reuși din umbră, practic, cu această guvernare din umbră pe care intenționăm să o facem, să dublăm ceea ce face guvernul și majoritatea parlamentară și să arătăm acolo unde lucrurile puteau fi făcute diferit. Și aici, dacă e să mă întorc la PNRR, să nu uităm că acest PNRR e acolo pentru că noi am muncit la el, noi USR Plus. Noi ne asumasem la nivel de program de guvernare înainte de alegeri o bună parte din ceea ce se găsește în PNRR. Structura logică
a modului în care acele reforme se articulează cu niște proiecte concrete, era o structură pe care noi o gândisem încă înainte de alegeri în programul nostru de guvernare, USR Plus, pe care apoi am reușit să le trecem în programul de guvernare al coaliției și pe care apoi Cristi Ghinea a reușit să le imprime în logica în care a construit noul PNRR. Deci, practic, dacă PNRR-ul se întâmplă, se întâmplă și pentru că noi am pus bazele acolo și pentru că noi am muncit la el, noi ca partid. Și, în fine, aici nu e chestiune de credit, că vrem noi să ne asumăm creditul PNRR și să nu lăsăm guvernului. Noi vrem ca acest guvern să fie atât, măcar capabil să implementeze ceea ce este în acest PNRR. Nu e vorba pentru noi, noi nu ne dorim ca ei să rateze PNRR-ul ca să creștem noi politic. Cred că ar fi o prostie dacă te-am dorit asta. Noi vrem ca PNR-ul să iasă, iar credul și creșterea noastră politică trebuie să vină din ceea ce ne vom asuma în continuare ca măsuri politice în anii care vin. Deci vreți să faceți o opoziție complet diferită sau în bună măsură diferită de ceea ce a însemnat opoziția din vechea legislatură, o opoziție, spun acum, generic, bazată pe mai mult pe mișcare, zgomot, flash moburi, boxe, etc. Vreți o opoziție cu mai multă substanță, asta să înțeleg. Absolut. Și e și o responsabilitate pe care cred că o avem pentru acea bucată de electorat și inclusiv acea bucată de scenă politică care a fost profund șocată de ceea ce s-a întâmplat în aceste săptămâni. Deci eu sunt convins că sunt oameni care nu se regăsesc absolut deloc. Oameni care sunt fie în politică deja sau pur și simplu susținători sau votanți ai PNL-ului sau simpatizanți, să spune, ai unor ideologii de centru, de dreapta, care până acum poate din vari motive nu s-au simțit suficient de confortabil în a face pasul către USR Plus. Însă acum noi vrem, practic, să, chiar am spus o săptămână trecută, să recuperăm liberalismul. Ce am vrut să spun prin asta este că noi trebuie să demonstrăm acum acestor oameni care, repet, acum nu mai văd în PNL o șansă de a reprezenta într-adevăr interesele acelor oameni care își doresc modernizarea țării, care văd într-adevăr valoarea muncii individului pentru societate și a contribuției pe care aduce societate, ceea ce reprezintă esența unei doctrine liberale, lucru pe care noi vrem să-l susținem. Și atunci noi trebuie pentru toți acești oameni să reprezentăm o forță politică capabilă să articuleze un program serios pentru 2024. Asta ne asumăm noi, asta vrem să facem și, repet, eu cred că asta va duce la o altă formă de opoziție decât ceea ce s-a văzut până acum. Asta există, ați spus, de oameni care sunt perfect dezamăgiți și nu se regăsesc cu această poziție cu care țintiți, cred eu, un electorat nou, adică vreți să vă aduceți votanți noi din masa de nehotărâți care caută altceva, există riscul să provocați două dezamăgiri. Dezamăgirea electoratului radical, care vrea scandal, puțit în masă, urlete, necondiționat, și care e foarte activă pe Facebook, de altfel. Și mai există o categorie de electorat al dumneavoastră, cu care am luat contact direct, care spune, decât să fi venit PSD-ul la putere, mai bine îl înlocuiau pe Stelian Ion, asta trebuia evitat cu orice preț. Adică ăsta era răul suprem, asta trebuia evitat cu orice preț, indiferent care era prețul. Cum îi veți mulțumi? Cum veți mulțumi aceste două categorii de dezamăgiți din electoratul dumneavoastră? Păi, haideți să luăm prima categorie. Spuneți-mi câți zgomot ați mai văzut în ultimele săptămâni. Depinde. Sau dacă ați mai văzut același tip de zgomot pe care îl vedeam acum câțiva ani. Eu cred că și acea bucată de electorat, cred eu că și ea a evoluat în sensul în care, cum să spun, obiectivele lor politice sau civice sunt aceleași, însă cred eu că și această, sau o mare parte din acest electorat, să spun radical, cum l-ați numit, cred că înțelege că decât zgomot, e mai util și mai constructiv și mai benefic politic și pentru obiectivele pe care le avem cu toții și ei care ne susțin și noi care evoluăm pe scena politică, să creștem, să ne maturizăm, să venim cu un alt tip de răspuns decât a ne duce. Ok, te duci și, nu știu, te legi cu lanțuri de Palatul Cotroceni. Ce ai rezolvat? Ok, faci un statement politic și ăsta poate fi o declarație în sine câteodată.
faptul că am ales să nu mergem la consultările, la acel simulacru de consultări de luna trecută, a fost o declarație în sine. A fost un alt tip decât de a reduce să ne legăm de gardurile cotrocenului sau de a reduce cu o pancartă în mână la poartă. Dar simbolistic, să spun, mesajul politic a fost unul radical, noi nu marșăm la o astfel de manevră. Deci odată către acest electorat, eu cred că putem să-i dăm un alt sens furiei pe care, pe bună dreptate, eu simt la multe din lucrurile care se întâmplă în continuare greșit în societatea noastră. Noi trebuie să reușim în continuare să dăm niște răspunsuri și acestor oameni, pentru că și noi există foarte multă furie pentru faptul că în continuare avem un PNL-PSD la guvernare, că în continuare nu am reușit, deși am stat 10 luni la guvernare, să convingem niște politicieni că este esențial să faci, de exemplu, depolitizarea deconcentratelor. În continuare nu am reușit să-i convingem că este esențial să desfințezi SIJ-ul dacă vrei să-ți menții credibilitatea în reforma justiției și tot așa și tot așa. Deci avem și noi această furie. Trebuie să o canalizăm, dar trebuie să o transformăm într-un alt fel de acțiune politică. Deci asta aș spune acelui electorat. Iar electoratului care spune trebuia să fi sacrificat pe Stelian sau orice altceva din pretențiile pe care le-am avut pentru a evita venirea PSD-ului la guvernare, repet ceea ce spuneam înainte. Pentru o bună bucată din această criză, cel puțin în prima lună, o lună jumătate, noi am fost convinși că președintele, pe de-o parte, și doi, PNL-ul, nu va, cum să spun eu, nu va putea merge pe acest drum. Pur și simplu pentru că ar reprezenta o negare a propriului mesaj, o negare a propriului electorat mult prea mare pentru ei să-și asume acest lucru. Da, poate că am mizat greșit și putem fi acuzați că am mizat greșit pe ceea ce nouă ni s-a părut de o minimă bună credință și de un minim bun simț politic să se întâmple. Și anume să fii măcar puțin consecvent cu ceea ce ai declarat pentru mulți dintre ei, cu doar o lună înainte. Și repet, nu a fost despre un om. Deci nu a fost despre Stelian Ion, nu a fost despre miniștri tot acest. Deci nu era o chestiune că venim noi să ne înlocuim pe Stelian Ion și asta rezolvă criza. Repet, pentru noi, momentul acela al demiterii lui Stelian a fost o chestiune care, practic, ne-a demonstrat că, repet, cu acest om, acest cu premierul Câțu, nu se mai putea lucra. Deci, chiar dacă reușeam să cârpim, poate, cumva, da? Haideți să spunem că cârpeam într-o câteva săptămâni, treceam din nou, eram noi aia care întorceau a treia oară obrazul, mai luam o palmă și rămâneam în continuare în acea coaliție. N-ar fi durat mult, ar mai fi durat de data asta poate mult mai puțin decât a durat între poate după trecerea Congresului. Poate după trecerea Congresului PNL, dar deja facem istorie contrafactuală, pentru că atunci chestiunea era... Dar, per a contrario, dacă ați fi știut de la început, deja că ați fi anticipat corect, cum spuneați că n-ați anticipat corect, dacă ați fi anticipat corect că asta e în capul lor și sunt dispus să meargă până la capăt, ați fi preferat să vă înlocuiți Ministrul Justiției și să împiedicați venirea PSD-ului la putere? Dacă am fi avut niște garanții că înlocuirea miniștrilor, și repet, nu e despre vorba despre Stelian sau despre orice alt ministru. Miniștrilor, am înțeles. Și s-a speculat și asta, că noi refuzăm să schimbăm miniștri. Nu. Repet, este despre ceea ce stătea de fapt în spatele acestei tensiuni acumulate în coaliție și cumva răbufnite la momentul sfârșit de august, început de septembrie. Felul în care ei au încercat să treacă PNDL-ul, felul în care au construit PNDL-ul, logica din spatele lui, fundamental, cum să spun, contrare a tot ceea ce noi discutasem la momentul decembrie, când a făcut programul de guvernare, și a tot ceea ce discutasem până atunci în coaliție, ne-a demonstrat că, ok, noi renunțam la Stelian, am fi renunțat la nu știu, și alt ministru, renunțam la toată echipa, veneam cu altă echipă. Nu, asta era problema. Problema era că noi, în continuare, nu am fi reușit să găsim o soluție la SIJ, nu am fi reușit să trecem reforma justiției,
Nu am fi reușit să facem depolitizarea concentratorilor, nu am fi reușit să facem o comisie, o simplă comisie de cod electoral pe care o discutăm de la începutul anului și pentru care UDMR în continuu, în toate discuțiile coaliției, a pus frână. Iar Florin Câțu, Ludovic Orban, ca președinte de partid, constant au ratat să-și facă datoria, pentru că erau cei care, să spun, aveau leadership-ul coaliției, să reușească să găsească o soluție la aceste lucruri. Și atunci nu aveam nicio garanție că noi puteam să ne facem o agendă de reforme pe care ne-am asumat-o în fața românilor, indiferent dacă noi am fi renunțat la un ministru sau nu. Ați spus de mai multe ori despre desființarea SIJ-ii, este și acum în programul de guvernare. Vom vedea ce se va întâmpla. Trebuie să le dăm o șansă, nu? Așa e corect. Vă spun ce se va întâmpla de pe acum. Ce? Îi vor schimba numele, o vor muta dintr-un birou într-altul, dar va fi tot acolo. Cu atât mai mult. De ce ați scos-o din PNRR? Pentru că ea era în PNRR-ul făcut de domnul Boloș. Culmea. Domnul Boloș din guvernul Orban, și asta a spus-o Cristian Ghinea, nu e o speculație a mea, PNRR-ul exista în versiunea SIJ-ul, desfințarea SIJ-ul exista în versiunea de PNRR făcută de domnul Boloș pentru guvernul Orban, dar nu a mai existat, ci a fost scoasă ca obiectiv, ca jalon în PNRR-ul făcut de domnul Ghinea și trimis la Bruxelles, cel despre care dumneavoastră spuneți că este acum Biblia. Da, vă spun eu de ce, pentru că după toate calculele și după toate angajamentele pe care PNR-ul și pe care domnul Câțu și le-a asumat încă din iarnă, SIJ-ul trebuia rezolvat cu mult înainte ca PNR-ul să ajungă să treacă linia de sosire în septembrie. Asta chiar n-a depins de domnul Câțu, a fost chestiunea UDMR, deci trebuia acolo altundeva pusă o presiune. Nu, îmi pare rău. Presiunea nu. Da, UDMR-ul era un element într-o coaliție, da, formată din trei partide. Repet, premierul țării, și noi asta am cerut domnului Câțu, cu mult înainte de ruptura din final de august, premierul țării și președintele Partidului Național Liberal, la acel moment Ludovic Orban, aveau, din punctul nostru de vedere, datoria ca în coaliție să găsească o soluție între cele trei partide din coaliție. Am venit cu N opțiuni prin care să găsim o soluție. Și eu sunt convins, 100%, dacă mă întrebați dacă am date, nu e chestiune de date aici. Eu sunt convins, 100%, asistând la toate discuțiile la care am asistat pe acest subiect, că dacă PNL-ul și-ar fi dorit într-adevăr, pentru că poziționarea UDMR pe multe din subiecte, eu sunt la fel de convins că a fost făcută și în coordonare cu PNL, de multe ori, eu sunt convins că am fi găsit o soluție. Dacă se dorea, noi am fi găsit o soluție la PNL, la SIJ, cu mult înainte de PNL. De aceea nici nu... N-a fost o chestiune de condiționare pe care să băgăm SIJ-ul în PNRR, pentru că, repet, pentru noi SIJ-ul trebuia rezolvat, da, și a fost inclusiv un semn pe care noi am vrut să dăm în coaliție. Da, când s-a ajuns la formele finale ale PNRR-ului, el a mai venit, a mai fost adăugat, a mai fost, practic, forma finală a fost trimisă puțin înainte să cadă guvernul. Cam atunci nu spunea domnul Ghinea că a mai tras de timp 3 zile ca să poată să trimită exact ultimele foi, ca să zic așa. Când ați văzut că nu se poate... În acele momente noi aveam discuțiile în coaliție în care SIJ-ul trebuia să intre în primele zile ale sesiunii din septembrie. Deci asta era ultimele discuții. Îl ramforsați în felul acesta. Să recunoaștem, nu? Cum ați ramforsat alte lucruri. Mai ales că ele exista. Pe de altă parte... Știm amândoi faptul că se convenise pe formula care a trecut din Camera Deputaților, a existat un acord politic cu acel, nu ideal, da? Nici da. Absolut dramatic aviz al exact. CSM-ului, dar care a exact. Fost aruncat în aer de avizul Comisiei de la Veneția, cerut de Ministrul Justiției, al dumneavoastră. Deci, până la urmă, acolo a fost nu spune nimeni că acel compromis a fost un ideal. A fost un compromis care a ajutat. Da. A fost un compromis de conjunctură care ne-a ajutat să trecem de Camera Deputaților.
Nici eu nu am fost 100% convins de acel artificiu cu avizul CSM, dar nu era un capăt de țară. Se putea funcționa și așa, iar faptul că domnul Sterian Ion a cerut avizul Comisiei de la Veneția, mi se pare că era bine să o facă oricum, indiferent de acest artificiu dar sau nu. Dar v-ați întors la punctul zero în felul ăsta. Era modalitate, astăzi era desfințată, ca să o vorbim pe-a dreapta. Bun, acum știți cum e, când dacă ai ști ce ai face. Se convenise pe formula aceea, trecea prin Senat și astăzi elefantul era afară din cameră. Eu nu sunt convins. Repet, după felul în care au decurs discuțiile în coaliție pe acest subiect, eu nu sunt convins că n-am fi ajuns exact în același loc. Pentru că există o opoziție fundamentală. Am simțit la colegii de coaliție de atunci de la UDMR o rezistență, care trece de aproape ideologică la ideea că aceste dosare s-ar întoarce la DNA. Despre asta este vorba. Deci UDMR-ului nu-i place DNA. Ok, aici suntem. Și repet, avizul Comisiei de la Veneția și faptul că a întors acel artificiu pe care îl găsisem, se mai puteau găsi alte soluții dacă se dorea găsirea lor soluții. Singura soluție pe care UDMR-ul era dispus să o accepte era că îi schimbăm pălăria, o numim altceva. Acceptase forma camerei. Acceptase forma camerei. Forma camerei, da. Acceptase. Da. Deci acceptase soluția avizului. Asta nu însemna că ar fi trecut tot la fel și de semnat. Iar ne întoarcem zona de istorie contrafactuală. Fapt e că după camera avea tot un acord. Nici măcar, pentru că veniseră deja de la nivelul Senatului, veniseră în Comisia Juridică cu un amendament și răspunsul lor era constant. Găsiți majoritate, de parcă nu erau parte din aceeași coaliție, găsiți majoritate să întoarceți lucrurile și noi suntem ok. Nu știu că asta n-a fost după avizul Comisiei de la Veneția. Da, mă rog. Da, în fine, da. E chiar consumat complet. Bun, în aceste condiții, cu toate acestea, ați mai fi dispuși să reveniți la guvernare înainte de alegeri? Aici părerile sunt împărțite. Am auzit păreri și așa și așa, nu se re. Dacă se rupe căruța între ei, ați fi dispuși să refaceți? E o discuție care, cred eu, e mult prea ipotetică, se bazează pe mulți prea mulți de dacă, pentru a putea să o avem în mod serios acum. Dacă, vă pot spune, dacă se rupe această coaliție, dacă PNL-ul vine și-și asumă o altfel de, nu trebuie să-și asume vreun trecut sau nu, vrem să-și asume că sunt pregătiți să facă niște lucruri. Exact, nu vrem să-și asume viitorul. Și dacă toate lucrurile se întâmplă, da, atunci, bine, repet, pentru noi a fi la guvernare sau nu fi la guvernare nu e o chestie, și aici e un calcul greșit pe care PNL-ul a făcut. Și au considerat că pentru noi a fi la guvernare este o mare miză pentru noi, e ca pentru ei. Nu, noi nu avem o miză să ne chemăm miniștri, nu avem o miză să spunem că suntem guvern, noi avem o miză să facem niște lucruri. Bineînțeles că a face lucruri înseamnă să fii la guvernare. De aceea ne dorim noi guvernare. Pentru că de acolo ai pârghiile să faci ceea ce ți-ai asumat că vrei să faci. Dar dacă o guvernare înseamnă să fii acolo de papițoi în guvern, dar să nu poți, pentru că ai o poziție fundamentală în acea coaliție, în a face lucruri pe care ți le asumi, atunci mai bine nu ești la guvernare. Deci de aceea răspunsul este da. Dacă s-ar produce condițiile în care să putem face ceea ce ne asumăm că facem în programul de guvernare împreună, nu trebuie să ne asumăm doar noi. Nu, ceea ce ne asumăm împreună, ceea ce ne-am asumat deja în decembrie anul trecut că facem, atunci da, am fi pregătit să guvernăm din nou cu PNL-ul. Dacă însă aceste condiții nu sunt și ar fi doar o cerere de, așa cum a fost istoria arătat-o și în decembrie, hai că ne facem acum o coaliție pentru că nu avem de fapt o altă opțiune sau pentru că opțiunea cu PSD, uite, tocmai s-a stricat din nou, dar în realitate nu ar aduce nimic fundamental diferit față de ce s-a întâmplat, atunci ar fi din nou o farsă, cred eu, pentru electorat și atunci mai degrabă facem alegeri. Mai degrabă facem alegeri anticipate, trebuie tranșat odată, trebuie văzut ce vrea de fapt electoratul de la partidele politice de pe scena politică actuală. Cred eu că ar fi, de fapt, în situația în care s-ar rupe guvernarea din nou, ar fi cea mai bună opțiune.
Nu vreau să încheiem acest interviu fără să vă întreb despre două chestiuni care macină în momentul ăsta opinia publică, sau poate mai mult presa, mă rog, e de discutat. Două chestiuni care vin de la Bruxelles. Este o mare spaimă indusă că românii nu se vor mai putea încălzi cu lemne, ceea ce este o realitate pentru foarte milioane de gospodării din România. Aceasta este situația. Sunt localități care nu au gaze, nu au acces la gaze. Pentru ei singura opțiune asta. Și chestiunea cealaltă a acelei indicații venite de la Bruxelles cu nu mai folosim Crăciun, folosim sărbătoare, nu mai spunem domnul și doamna, nu mai spunem nume proprii în varianta țării respective, încercăm să fie totul cât mai neutru. E aici, sunt greșit înțelese aceste inițiative, e aici o zonă de neînțelegere, pentru că există riscul euroscepticismului. De aici poate să apară riscul euroscepticismului cel mai mult. Haideți să începem cu această a doua întrebare, pentru că e și mai de actualitate, să spun. Răspunsul foarte scurt este e o prostie. E o prostie acel ghid de comunicare internă a Comisiei. De altfel, am descoperit o prostie asemănătoare anul trecut într-un ghid intern al Parlamentului. Probabil că vă amintiți că a mai existat un astfel de moment în care s-a... Da, sunt periodice, revin așa. Exact, în care s-a aprins presa descoperind că într-un ghid al Parlamentului cuvintele mamă și tată la fel neutralizate. Și am spus și atunci, spun și acum... Deci, politic, acest lucru nu există. Într-un ghid scris de birocrații Comisiei, într-un ghid de comunicare internă al Comisiei, se găseau acele lucruri. Din ceea ce am înțeles, a fost o declarație de ieri, cred, a responsabililor politici ai Comisiei Europene și-au asumat că vor revizui cât se poate de rapid acel ghid. Deci, eu n-aș extrapola absolut deloc ceea ce se află în acele documente cu ceea ce își asumă politic și Comisia Europeană și Parlamentul European. Și nici nu sunteți de acord cu așa ceva. Bineînțeles, bineînțeles. Iar în ceea ce privește încălzirea cu lemne, nu există nicio dispoziție la momentul ăsta care să spună de la nivel european nu vom mai încălzi cu lemne. Însă, ca parte din tranziția către verde pe care cu toții trebuie să o facem și trebuie să o facem nu pentru că, nu știu, a pus cineva gând rău lemnelor sau gazului sau petrolului sau cărbunelui, ci pentru că e suficient să ne uităm în jurul nostru, indiferent unde ne aflăm sau cât de departe poate ni se pare că suntem de centrii de decizie, e imposibil să nu simțim efectele schimbării climatice. O simte, cred, orice țăran român, indiferent în ce sat se află, uitându-se la propria recoltă, la ce se întâmplă iarna, ce se întâmplă în anotimpurile de primăvară-vară, cu ploile și cu furtunile de la noi din țară, în alte părți ale Europei și ale lumii, fenomene și mai extreme de atât. Deci e clar că de acționat trebuie să acționăm, nu există opțiune de a nu acționa, pentru că atunci costul ar fi mult mai mare. Și atunci întrebarea este cum anume facem această tranziție încât să nu, ceea ce spune Comisia deseori, să nu lăsăm pe nimeni în urmă în această tranziție. Și eu cred că aici este esențial să ne concentrăm efortul politic și noi, Parlamentul European, și Comisia, și guvernele la nivelul Consiliului, să știți că se întâmplă lucrul ăsta. Și anume de a asigura o tranziție cât mai rezonabilă și cu un efort cât mai mic și cu un impact cât mai mic pentru, mai ales pentru cei mai vulnerabili dintre noi, vulnerabili social-economic. Și atunci, în aceste țări care depind în mixul lor energetic, în realitățile lor, de combustibil fosil, că e vorba de cărbune, că e vorba de gaz, că e vorba de lemne în situația noastră, trebuie acompaniată această tranziție și prin stimulare de investiții private, bineînțeles, dar și acolo unde e necesar, prin investiții publice. Și dacă ne uităm la fondul de tranziție justă pe care Uniunea Europeană l-a pus la dispoziția statelor cel mai dependente de cărbune, de exemplu, de care și România este unul dintre principalii beneficiari al acestui fond,
Deci sunt bani care vor merge în acele zone care sunt dependente la momentul acesta de industria de cărbune, tocmai pentru a ajuta tranziția de la acea realitate. Și nu e vorba doar despre companiile economice, e vorba despre întregul ecosistem din jurul lor, să treacă către altceva. Bineînțeles, e o discuție foarte lungă și serioasă despre gaz și despre rolul gazului în această tranziție. Aici, din nou, statele membre sunt cumva pe nivele diferite de interes. Sunt state, cum e și România, care au interes în a avea gazul ca parte din această tranziție și noi luptăm politic, să spun, și în Parlament și la nivelul Consiliului pentru a ne asigura că în continuare proiectele care țin de gaz vor putea fi finanțate în această perioadă și vor putea fi recunoscute ca făcând parte din această tranziție. E mai bun decât cărbunele, nu e ideal, e în continuare un combustibil fosil, în continuare emite dioxid de carbon, dar la jumătate sau chiar mai puțin de jumătate decât cărbunele. Și atunci, pentru a ajunge la acel moment pe care ne dorim cu toții, în care energia pe care o producem, o consumăm, e verde 100%, va trebui să avem această tranziție. Sunt și acele state care depind de nuclear și pentru care întrebarea este ce facem cu nuclearul. Și, bineînțeles, mai sunt și state în care, și ne aflăm printre ele, în care nivelul de haideți să recunoaștem, de sărăcie al populației este acolo încât oamenii se încălzesc cu lemn. Și în țări în care nu avem infrastructura, cum din nou este situația la noi, infrastructura necesară pentru a da alternative acelor cetățeni, acelor consumatori. De asta și panica e mare. Exact, decât să arunce lemn în sobă. Și acolo, datoria pentru sistemul public, datoria pentru guvern, datoria pentru responsabilii politici de a acompania acest proces de tranziție pentru acești consumatori cu o investiție publică mai serioasă decât în alte state care poate nu e nevoie să facă o astfel de acompaniere, e cu atât mai mare. Deci, cu alte cuvinte, îmi spuneți că o asemenea obligativitate nu va apărea până când oamenii nu vor avea soluție. Adică nimeni nu va fi pus în fața faptului împlinit. De azi nu te mai poți încălzi cu lemne și asta e. Ceea ce vă pot spune, deci nu va exista o normă europeană, ce puțin mie mi se pare că ar fi o prostie uriașă în care să spună, nu mai pune lemne pe foc. Nu. Dar sunt deja ambiții și ținte fixate pentru cum anume trebuie făcut această tranziție. Și apoi este datoria fiecărui guvern, a fiecărui stat membru, uitându-se la caracteristicile, la specificitățile fiecărui stat în parte, să vadă cum anume asigură această tranziție. Dacă la noi înseamnă a-i da omului care se încălzește cu lemne cât mai repede o alternativă care să fie mai puțin dăunătoare, să spun, mediului și a consumului de fosil decât ce avem acum, atunci, da, statul va trebui să găsească aceste soluții folosind toate fondurile pe care le-am la dispoziție. Care ar fi orizontul de timp al acestei tranziții? La câte le estimați? Păi, iar uitându-ne la țintele europene, eu poate părea, cel puțin din perspectiva ciclurilor politice, și aici un mare păcat pe care mulți politicieni, din păcate, îl comit, și anume gândesc în cicluri politice scurte. Sunt la guvernare 2 ani, 3 ani, 4 ani, nu mă interesează ce se întâmplă în 10 ani sau în 20, ceea ce este profund dăunător pentru orice politică serioasă de termen lung. Deci aici țintele sunt pe diverse paliere, merg până în 2050, dar sunt unele mult mai aproape de atât. Sunt ținte pentru 2030, pentru 2035. Deci, practic, sunt ținte care practic, la scară istorică, înseamnă poi mine. Și atunci, toate măsurile acestea de acompaniere și de tranziție trebuie deja gândite și trebuie luate de pe acum. Trebuie deja de acum să avem o discuție foarte serioasă ce facem cu gazul, ce facem cu gazul din Marea Neagră. De aceea, pentru noi, o altă dezamăgire, dacă rămânem în zona dezamăgirilor din guvernarea TPS-Cănarului, să-l convingem pe domnul ministru al energiei să se miște mai repede cu legislația necesară pentru exploatarea gazului din Marea Neagră, pentru că fereastra de oportunitate pentru a mai putea să mai scoți ceva de acolo și să aibă sens economic este acum, este aproape închisă. Deci practic, e o chestiune aș îndrept să spun, de zile, până la momentul în care practic nu va mai face sens economic pentru indiferent cine va exploata acele gaze, atâta vreme cât aceste termene pentru
pentru înverzirea sistemului energetic se apropie. Și atunci, repet, sunt decizii care trebuie luate deja acum, dacă noi vrem ca această tranziție să fie una cât mai ușoară pentru consumatorul român.